Servicii medicale de calitate pentru conseteni. Acesta este obiectivul principal al familiei Tribui, din satul Chetrosu, raionul Druchia. După mai mulți ani de muncă peste hotarele țării, toată familia a revenit la Baștine, iar banii câștigați au hotărât să investească într-o afacere. Au început cu o farmacie pentru care au construit un edificiu spațios cu două nivele, în stil european. Totuși, Baștina te cheamă. Este un lucru foarte sensibil, dorul nu este stins cu nimic absolut, am revenit aici. Am făcut ce vedeți la moment. La primul etaj am plasat farmacia, care le oferim medicamente compensate oamenilor și toată gama de medicamente, respectiv necesității. Acesta a fost doar începutul. După mai multe discuții cu sătenii, familia Tribui a înțeles că oamenii ar avea nevoie și de un centru de sănătate, mai aproape de casă. În satul Chetrosu există o instituție de sănătate, dar este amplasată mult prea departe de anumite sectoare ale localității. După mai multe demersuri și aprobări, la începutul anului 2018, familia Tribui a reușit să deschidă un centru de sănătate, așa cum au văzut în Europa. Ideea de a forma un nou centru de sănătate pentru populația de la spațiu rural a venit de la sine și treptat. Au fost multe impedimente, nu le mai zic care au fost, dar am reușit și am făcut un lucru bun pentru populație. Centrul de sănătate din satul Chetrosu a fost deschis prin decizia Consiliului Raional Drochia, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății. Instituția a încheiat contracte cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, care finanțează serviciile prestate beneficiarilor și are contracte cu Centrul de Sănătate Drochia și cu Spitalul Raional, care oferă servicii de laborator, imagistică și radiografie. Este bine deschiderea acestui centru, deoarece populația are posibilitate să-și aleagă medicul de familie și totodată să diferențieze care servicii sunt prestate mai înalt în instituțiile de asistență medicală publică sau privată. Colectivul medical al Centrului de Sănătate de la Chetrosu este format din 7 specialiști de categorie superioare. 3 medici și 4 asistente medicale prestează servicii în cabinete dotate cu utilaj performant și mobilier modern. La centrul de sănătate se activează foarte bine, sunt condiții de lucru foarte bune, ceea ce este bine pentru populație și pentru personalul care este angajat aici. Sunt condiții bune de lucru, acesta este un factor foarte important în lucru și în viața de zi cu zi. La centrul de sănătate din Chetrosu, sătenii au posibilitatea să facă diverse investigații medicale, iar în sala de proceduri sunt prestate servicii de ambulatoriu. Astfel, oamenii nu mai sunt nevoiți să facă drum lung pentru o injecție sau o cardiogramă. Chiar din primele zile de activitate ale noului centru, pacienții au avut numai cuvinte de laude la adresa medicilor și administrației instituției. Tare bine, tare frumos, chiar mă înțelegem că îi dai Dumnezeu sănătate. Suntem foarte mulțumiți că e aproape de casa aici, în părțile este, că până în centru, nu sunt toate și condițiile sunt foarte bune, e caldă, în primul rând, pentru copii. Că dacă suntem înțeleși, în primul rând, și suntem auziți de medici, de servici foarte bine. Satul Chetrosu are peste 5.000 de locuitori. Deschiderea centrului era foarte necesară, deoarece pentru a primi îngrijiri medicale, sătenii erau nevoiți să parcurgă o distanță de câțiva kilometri. Ce satul dispune de 2 muri, alimentație, petrol, 2 școli, gimnazii, 2 grădinițe și este într-adevăr populat, așa spus. Și un centru de sănătate este foarte binevenit, în special pentru oamenii care locuiesc în preajma noastră și pentru ei este important să fie o medicină cât mai aproape de ei. Este un număr mare de populații, până la 5.000, și distanța este mare pentru pacienți ca să se deplaseze din capătul satului până în centru. Centrul de asistență medicală primară din satul Chetrosu funcționează în conformitate cu legea privind parteneriatul public-privat adoptată acum 10 ani. Documentul reglementează activitatea furnizorilor de servicii de sănătate și permite atragerea de fonduri din sectorul privat pentru funcționarea instituțiilor medicale.
În plus, acest fapt lărgește accesul populației la servicii de sănătate calitative prin stimularea concurenței între instituțiile publice și private de asistență medicală. Este foarte binevenită atunci, deoarece este un stimul și este o motivație pentru toți lucrătorii din cadrul asistenței medicale primare pentru a-și îmbunătăți cunoștințele, pentru a-și avea noi abilități de comunicare cu pacienții, pentru a avea o atitudine omenească față de personal și de față de populație. Și eu aș zice că este foarte benefică să fie instituții de private. Actualmente, la Centrul de Sănătate primesc îngrijire medicală peste 2000 de locuitori din sat. Anterior, pentru asemenea servicii medicale, erau nevoiți să facă drum lung până în centrul raional. Acolo e departe, în centru era, dar aici a venit comod. Aici m-am bolnăjit chiar eu lucrez aici la niște mămuși bătrâni, la niște femei bătrâni. Ia că ieri m-a dus-o, azi mă duc eu că după medicamente, bine. E foarte bine. Trebuie să suntem în centru. Noi nu putem că... Tot suntem bătrâni. De o jumătate de oră, dacă nu mai mult, mergem acolo. Și am cășat de acolo un hotel, că e multă lume, populație multă, dar urgent de un copil, Doamne ferește, de ceva, e pe loc, aici e aproape. Pentru prima dată în raion a primit acreditare un centru privat de sănătate autonome, care să deservească jumătate de populație din satul Chetrosu. Cetățenii care dețin poliță medicală de asigurare sunt deserviți gratuit. La fel și primul ajutor medical este acordat gratuit, conform legii. Chetroșenii sunt mândri de familia Tribui și afirmă că și alți tineri din țară ar fi bine să le urmeze exemplul. Este foarte bine ca fiecare tânăr care se întoarce la noi de peste hotare, să vină, să investească într-așa centre medicale, poate și în centri pentru copii, și stomatologi, și că e foarte binevenit pentru populația de la noi, de Moldova. Această familie a făcut bani peste hotare, a venit, a investit în sat, a deschis o farmacie, un centru de sănătate, eu să pot că asta e normal pentru binele poporului. Corina Tribui, administratoarea Centrului de Sănătate din Chetrosu, vine cu un îndemn. Îi îndemn pe toți care merg peste hotare, fac un capital oricare și au la ce veni și pot să-și investească banii. Chiar este bine și este frumos, pentru că țara noastră, Moldova, are nevoie de oameni cu capacități, oameni care pot să ofere și să formeze o țară frumoasă.